Aveți în grădină sau în seră o cultură de vinete ce au început deja să se coacă sau vă pregătiți să începeți recoltarea în următoarele zile? Atunci trebuie să știți că vinetele au nevoie de îngrijire specială în această perioadă, dacă vă doriți să rodească până târziu în toamnă. Inginerii agronomi care îngrijesc serele și solariile Universității de Științe Agricole Cluj susțin că atât soiurile hibrid, cât și cele convenționale au nevoie de apă, de tratamente de fertilizare, dar și de tratamente contra dăunătorilor. Și foarte important, vinetele au nevoie de lucrări de copilire. În seară avem hibrizi de vinete, pentru că în seară se cultivă doar hibrizi, și avem hibridul Madonna, care este o plantă foarte viguroasă și frumoasă și care dă producții foarte bune, dacă se conduce tehnologia cum trebuie. La vinete, în perioada asta, am început deja recoltatul, facem tratamentele adecvate pentru verticilium mort special și fertilizările, pentru ca să obținem o producție bună, trebuie să facem fertilizări susținute. De asemenea, alte lucrări care le aplicăm în această perioadă sunt lucrările de palisat și de copilit la vinete, și vinetele se copilesc și se defoliază, frunzele îmbătrânite, care nu mai fac fotosinteza și care nu mai ajută planta cu nimic. De ce este nevoie de copilirea plantelor? Iată ce spun specialiștii. Eliminând o parte din copilii care nu sunt necesari pentru producție, hrana se dirijează, toată hrana se dirijează către fructe și tulpinile principale ale plantei, care urmează să fructifice. Vinetele, indiferent că e vorba de soiuri care fac fructe mari sau mărunte, rezistă bine în aproape orice tip de sol, dacă sunt îngrijite corespunzător, iar producția este una ridicată. O singură plantă poate produce până la 2 kg de fructe de la final de iunie și până în luna noiembrie.